Vă salut, dragi prieteni! Bine ați revenit în voliera mea! Astăzi am decis să facem un video cu perechile 6, 7, 8, 9 și 10, adică ultimele 4 perechi din cele 10 pe care le formăm anul acesta pentru matcă și o să începem cu masculul. Mascul de la perechea numărul 7. Și-a zburat sus, o să încercăm să-i punem femela jos, să vedem dacă va coboră. Aceasta e perechea numărul 7. O pereche foarte frumoasă și aceasta o vom urmări să vedem ce pui vom avea din ea. O femelă Almond, femelă de 2015. Din care și anul trecut am avut niște pui foarte frumoși. Masculul de tot de 2015. Anul trecut a avut o altă femelă. O să vedem anul acesta ce pui vom obține. Tot încearcă să zboare sus. Deci asta ar fi cea de-a șaptea pereche. O să pun pe pauză să merg să iau cea de-a opta pereche. O să filmăm acum cea de-a opta pereche. Uitați masculul. Un mascul Almond. Și o femelă scoasă tot din pereche de Almond anul trecut. Masculul e de 2015, femela e de 2016. O femelă foarte frumoasă, scoasă în august anul trecut, deci o femelă mai tomnatică. Și perechile s-au format anul acesta foarte, foarte repede. După cum puteți observa, și această femelă e aproape formată. Cât de curând o să le punem și cuibarele, în maxim 2 săptămâni. O să le punem cuibarele la boxă pentru că vor începe să ouă, bineînțeles dacă vremea va continua să fie la fel de călduroasă. Aici la noi pot să vă spun că de vreo câteva zile vremea a început să se încălzească bine, adică temperaturile sunt plus 5-6 grade. Aceasta ar fi cea de a 8-a pereche. O să punem pe pauză să putem să mergem și să luăm și cea de a 9-a pereche. Și o să vă arăt acum cea de a 9-a pereche. A 9-a pereche formată din această femelă. Tot o femelă Almond. Căreia i-am dat un mascul foarte frumos galben. De 2015. Sper să stea jos, să-i putem observa cât mai bine. Nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Avem aici masculul. Și femela. Să punem pe pauză, să putem coborî masculul jos la femela. Am coborât masculul jos și aici foarte interesant de urmărit ce pui vom avea, ce pui vor rezulta din această pereche. Perechea aceasta încă nu e formată. Cum vă spuneam, cea de-a noua pereche de la Vâltați Indieni este aceasta. O să punem pe pauză și o să mergem după cea de-a 10-a pereche. Și avem aici și cea de-a 10-a pereche, femela. E o femelă galbenă.
2015, foarte frumoasă. Căreia am dat acest mascul de 2016. Și de aici foarte interesant. Foarte interesant ce pui vor da această pereche. Să mai stăm să ne uităm puțin la această pereche. Nici aceasta încă nu e formată. Ia uita și cozi. Faine poate să aibă această pereche. Și mascul tânăr. Femeala de 2015. Ok, acesta a fost filmulețul cu perechile pentru 2017. Vă vom ține la curent și cu următoarele perechi. Dar până atunci eu vă salut și vă urez toate cele bune.